Să fie Domnul! Hai să ocupăm locul pentru câteva momente. Avem harul acesta în seara aceasta de a fi la rugăciune, de a fi la părtășie. Și salmistul care s-a citit în seara aceasta confirmă locul acesta că suntem într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Spunea în versetul 10 că mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Mi se pare că unii din cei care au fost de dimineață nu înțeleg valoarea pe care o avem că suntem aici în locul acesta. A dorințele aceasta să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea putere nouă tuturor care suntem aici, să avem această dorință de a fi în permanență, în părtășie cu Dumnezeu și în părtășie unii cu alții. Îmi place așa de mult cum spune Psalmul 84, ferice cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Trăim într-o lume în care cu toții alergând după fericire. Și fericirea aceasta uneori o caracterizăm sub diferite forme. Ești fericit atunci când ai sănătate, ești fericit atunci când ai bani, ești fericit atunci când te căsătorești, ești fericit atunci când ți-ai împlinit un scop în viață. Dar cea mai mare fericire este atunci când îl ai pe Hristos în inimă. Nimeni și nimic nu poate să schimbe această fericire din inima unui om. Înăuntru nostru a pus Dumnezeu ceva spiritual, ceva divin. A pus dorul și dorința de a-L căuta pe El. În orice inimă există acest dor de veșnicie. Și indiferent cât am încercat noi să locuim aceste lucruri din viața noastră, nu merge. Și în seara aceasta vrea să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea putere, spune aici, versetul 2, sufletul meu suspine și tânjește de dor după curțile Domnului. Vrem în seara aceasta ca Duhul Dumnezeu să atingă noi dorința aceasta de a fi plin de râvnă pentru El, o dorință vie în fiecare zi de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Cei dintre care sunteți aici în seara aceasta, majoritatea dumneavoastră a trecut pe acest pas al dragostei când v-a căsătorit și v-ați îndrăgostit de cineva pe care ați iubit și atunci timpul nu mai conta. Nu conta că stai 5 minute, 10 ore, ci tot timpul doreai să ai o relație cu cel de lângă tine pe care îl iubeai. În seara aceasta vrea să rugăm Domnului ca Domnul să facă noi să avem această dorință, această dragoste pentru El. Trăim într-o lume în care oamenii iubesc mai mult lucrurile care sunt în jurul nostru, dar cred că astăzi valorile materiale nu pot să schimbe pe cele spirituale. Din nefericire, oamenii au greșit astăzi care sunt adevăratele valori. În lumea în care noi trăim, noi credem că dacă ai ceva, ești cineva. Tocmai pentru Dumnezeu este totul diferit. Spune Domnul Iisus, dacă un om și-ar pierde sufletul lui, ce ar putea să dea în schimb pentru sufletul său? Sufletul tău valorează de cât mai mult decât lumea întreagă. Fiindcă tot ce există în lumea aceasta este trecător. Pe când ceea ce este în suflet, ceea ce este în noi, sufletul, rămâne veșnic. De aceea în seara aceasta vrea să ne gândim Domnul ca Domnul să pună în noi această dorință de a fi în permanență, într-o legătură unii cu alții, într-o părtășie, de a fi aici, la casa lui Dumnezeu, aici în locul unde Dumnezeu contabilizează locul acesta. Vrei ca viața ta să fie binecuvântată? Stai în părtășie cu Dumnezeu, că cel care dă binecuvântarea nu este un om, ci este Dumnezeu. Dacă oamenii unde noi muncim răsplătesc munca pe care o faci, ori experimentare și tot ce faci este răsplătit, cu cât mai mult Dumnezeu răsplătește. De aceea vrea să înțelegem că adevăratele valori nu sunt valorile materiale, ci sunt valorile spirituale. Te întreb cum stai la acest capitol? Îl cauți pe Dumnezeu? Trăim într-o lume în care avem de toate. Avem tot ce ne trebuie din punct de vedere trupesc și nu duce lipsă de nimic. Vine Dumnezeu la biserica din Efes și spune acolo un lucru foarte important. Ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Cu ochii noștri vedem tot mai des că dorința noastră pentru cuvântul Evangheliei, pentru sfințenie, este tot mai slab. Ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Cât dintre voi la începutul anului v-ați făcut un angajament că vreți să citiți Biblia în fiecare zi? Sunt câteva persoane aici. Pe unde ați rămas? Este timpul și vremea să reluăm din nou locurile. Spune Domnul acolo, întoarce-te din nou la dragostea din tâi. Prin faptul că suntem în seara aceasta aici, este dovada că Dumnezeu îți dă a doua șansă. Al doilea lucru pe care l-am citit aici spune, ferice cei ce locuiesc în casa ta, că cei tu mai poți să te laude, ferice cei care își pun tăria în tine și în a căror inimă locuiește încrederea.
Vrea să ne rugăm la a doua parte rugăciune ca Dumnezeu să pună în inima noastră o credință vie, o statornicie, o încredere în El. Am realizat de atâtea ori și realizez în fiecare zi că cel care ține universul întreg nu este un om. Atunci când spui încredere oameni, e disamăgit. Chiar și în cei dragi. Dacă îți spui încredere în Dumnezeu, este alături de tine. Ai încredere în Dumnezeu? Mai mult sau mai puțin, vine vremea când cu toții vom fi examinați dacă avem încredere în Dumnezeu. Spune Daniel, când o împrejurare împăratul Nebucadnețar a înălțat acolo o statuie și a dat o poruncă ca toți oamenii de pretutindeni să plece să închine în fața acestei statui. Și a fost trei oameni din poporul evreu care a zis, noi nu ne închinăm. Orice s-ar întâmpla, orice ar fi, noi nu ne închinăm. Ne avem această încredere în Dumnezeu. Ce facem dacă acum în vremurile bune, când ne merge bine, nu mai avem încredere în Dumnezeu și îl părăsim pe Dumnezeu? Ce mă facem clipa când cu viața noastră trebuie să trecem examenul credinței? Și avem cântarea aceea care spune, ne-ai încercat, n-ai să ajungi niciodată. Mai devreme să mai târziu cu toții, vom trece pe aici. Și Dumnezeu ne examinează viața noastră uneori, în fiecare săptămână. Ce facem atunci când cel care te-a iubit te trădează, mai încredere? Avem pe cineva care niciodată nu ne-a trădat și nu ne trădează. Și acela este Fiul lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta vreau să rugăm, Doamne, dă-ne credere în Tine. Dă-ne credință, Doamne, să avem această credință. Dacă ne uităm în Luca capitolul 18, când Domnul Iisus vorbește acolo despre judecătorul acela la drept, acolo pe ultimul versetul 7 unde spune că va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Biserica Pentecostală din secolul 22 mai crede că Dumnezeu are putere? Mai avem această încredere că Dumnezeu poate să vindece? Dragii mei, dacă aveți această încredere, bazați-vă pe Dumnezeu, fiindcă El are putere. Atunci când apostolii Petru și Ioan au fost trădați și preotii ce mai de seamă le-au interzis să mai vorbească în numele acesta, spune că s-a adunat împreună și a zis, Doamne, uite-te la amenințările lor și dă putere robilor Tăi, ca prin mâinile lor să facă semne și minuni. A vrea să ne rugăm în această vreme ca Domnul să pună în noi această încredere neclintită în El. Să fim cu adevărat niște oameni care să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu niciodată nu ne trădează și spune versetul următor, când străbat aceștia valea plângerii, o fac într-o vale plină de izvoare și ploaie timpurii, o acopere cu binecuvântările ei. Trăim într-o lume când toți oamenii sunt nefericiți, când toți oamenii se frică de ziua de mâine, dar creștinii, copiii lui Dumnezeu, nu le este frică. Aduceți-vă aminte de Pavel și de Sila atunci când a fost în temniță. Spune că la miezul nopții ei au făcut un lucru care nimeni nu l-a făcut acolo. Spune că Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Asta înseamnă să ai încredere în Dumnezeu, indiferent ce fac oamenii din jurul tău. Tu nu te duci la spirit de turmă. Tu ai o altă direcție. Tu știi că scopul tău este să te crezi în Dumnezeu. De aceea în seara aceasta vreau să rugă, Doamne, vreau să rămân stator lângă Tine, ne vrem să fim oameni puternici, dar fără să fim încercați în încercări. Mă uit de multe ori la copiii mei și voi ați fost ca și mine elevi, atunci când ai un profesor bun la școală, nu tratează lecțiile cu indiferență, dă examene, dă extemporare, lucruri grele ca să te pregătească pentru viață. Vreți să fim alături de primii creștini care au mers pe arenele romane și au plâns de bucurie că au fost gata și vrăjiți să moară pentru Hristos. Și noi să trăim într-o lume care nu ne suportăm unii pe alții, nu acceptăm o ocare, nu acceptăm un lucru foarte slab. Și cred că seara aceasta este nevoie ca Duhul Dumnezeu să pună în noi această tărie de a rămâne statornici în credință, să ne credem în El și atunci când va trebui să trecem prin valea umbrei morții, atunci când va veni cancerul în viața oamenilor și ne uităm așa de des auzim de această boală năpraznică, cancer, și oamenii se clatină în temelii. Ce faci? Mai ai credere în Dumnezeu? Sunt atâți oameni care își pun întrebări, Doamne, de ce am depresie, de ce am frică, de ce am lipsuri? Vrea Dumnezeu să vadă. Dacă acolo în minusul acela, te mai crezi în Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să vadă dacă tu mai ai încredere în El?
Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac un loc plin de izvoare. Avem să aceasta aici să fie izvor lângă izvor și de aici să curgă Râul lui Dumnezeu care să le inunde toate sufletele. Dorei lucrul acesta? De aceea, dragii mei, avem să ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să pune noi încredere și în această încredere Domnul să ne dea putere. Lucrul acesta a cerut ucenici. Doamne, dă putere ucenicilor tăi, robilor tăi, ca prin mâinile lor se facă semne și minuni. Eu cred în seara aceasta aici că Dumnezeu își poate onora cuvântul Său, să dea putere aici ca oamenii care au crezut în numele Lui să fie ridicați, în numele Lui să fie reabilitați, în numele Lui există putere de vindecare. De aceea, dragii mei, ridicăm cu toți în picioare în seara aceasta. Și prima parte de rugăciune ne rugăm ca Domnul să ne dea un dor și o dorință de a fi mai doritori pentru și împărăția Lui. Și la a doua parte de rugăciune spune, Doamne, avem nevoie de încredere și de putere. Avem nevoie de credință. Indiferent ce va fi și cum va fi, ne vrem să rămânem ancorat în Tine. Știm că lumea aceasta și cu tot ce există pe ea va trece. Dar noi nu vrem să ne speriem de lucrurile care se aud și de care sunt. Ne vrem să rămânem bazați. Fiindcă avem de face cu Dumnezeu care în mâna Lui are toate lucrurile în control. Ne ducem dimineața față oglindă și nu realizăm că firele noastre de păr ne-au părăsit. Dar Dumnezeu în contabilitatea Lui spune că numără firele noastre de păr. Un fir de păr nu cade fără știrea Lui Dumnezeu. Spune un astăzi, salmist, că Tu numeri pașii mei de pribeag. Dacă până astăzi ai crezut că cineva nu-i pasă de tine, există cineva în seara aceasta căruia e pasă de tine. Tu nu ești interesat de viața ta personală, cât ești interesat de El de tine. Dar vrea Dumnezeu un singur lucru în seara aceasta, să-ți recunoști falimentul. Așa cum au recunoscut ucenicii, atunci când a fost pe Marea Galilei, când a venit Iisus aici și a întrebat, aveți ceva de mâncare? A zis, nu avem. Tocmai aceasta vrea seara aceasta, Domnul, să-i trebuie. Ai ceva în viața ta? Dacă nu spui, nu am, Doamne, dar vreau seara aceasta să primești de Tine putere. Haleluia! Și vreau ca din locul acesta, în seara aceasta, să plecăm transformați și plini de puterea lui Dumnezeu. Și mâine când vom avea de face cu problemele vieții, să spunem, Doamne, vreau să rămân statornic pe cale. Fiindcă știu că Tu vrei să mă pregătești pentru ziua întâlnirii cu Tine. Intră cu toți rugăciunile și rândurile la Domnul putere în seara aceasta. Aleluia!